Bună ziua! Ne-am întâlnit astăzi în ședința ordinară a Consiliului Județean din ultima zi din luna august, pe ordinea pe zi, cu permisiunea dumneavoastră am să dau citire. Din 37, 31 prezenți, sunt 6 absenți motivați. Așadar, ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din 6 august 2018, proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Bacău, 3 proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, 4 proiect de hotărâre privind modificarea contractului de administrare încheiat între Județul Bacău și Societatea Comercială Pact Industrial PTSA, 5 proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unui corp al unei clădiri proprietate publică a Județului Bacău, situată în Onesti, strada Adrian Pănescu numărul 1, în favoarea protocolului Onesti. 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Barco pe anul în curs. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului politicii economice pentru realizarea proiectului de investiții, construire fond de 243 la UNR. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului politicii economice pentru realizarea obiectivului de investiții, construire fond pe 252 gând la gând la ale comuna Umbret. 9. Proiect de hotărâre de aprobare de acordurilor economici pentru realizarea obiectivului de investiții, consolidare cu zi de sprijin pentru județean 252 București Vidirești. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirei, polenului și agenții pe drumurile județene pentru iarna 2018-2019. 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru asigurarea transportului public județean de persoane prin burse regulate speciale. 12. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019 pe traseul județean Bacău-Veiceana. 13. Informare privind eficiența serviciului polițienesc în asigurarea climatului de siguranță publică pe primele 6 luni ale anului 2018 și realizarea indicatorilor de performanță minimal recomandați în planul strategic pentru acest an. La punctul diverse s-a propus, după publicarea ordinii de zi în ziarul Deșteptare, următoarele materiale. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a 10 acțiuni deținute de județul Bacău la capitalul social al Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. către comuna Măgura. 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea scrisorii de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății comerciale Compania Regională de Apă Bacău S.A. Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Nu sunt. Ținând cont de ordinea de zi prezentată și votată, la întâlnirea noastră de astăzi au fost invitați să participe Părintele Bârgoanu Ioan, protopop cu Protrăiria Onești, domnul Adrian Iordache, director la SC Parc Industrial Fit Temeiuș, care nu-l văd. Cine veni de acolo? În spital. Domnul Popa Ciprian, director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. De la Serviciul Public Județean de Drumuri este domnul inginer Egarmin. Domnul Chestor, inspector șef, Inspectoratul Județean de Poliție Bacău și reprezentant al directului de la SCCRA S.A. Bacău. Înainte de a intra în ora de zi, ținând cont că astăzi este o zi importantă pentru toți românii de pretutindeni, este Ziua Limbii Române și ziua noastră, cea română, De ce este sărbătorită pe 31 august? Ce semnificație are ea pentru toți românii? Am invitat aici și avem un invitat special să ne vorbească în această zi de această semnificație a Zilei Limbii Române, domnul profesor universitar Ioan Dănilă. Înainte aș ruga pe Părintele Protocol o scurtă rugăciune de binecuvântare. Vă rog. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă invităm pe dumneavoastră, să spunem cu toții, Tatăl nostru care le ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Domnului să ne rugăm, Doamne, miliește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu tremur ca niște robi de trebnici, mulțumind milostivirii Tale, te rugăm, Doamne Dumnezeu nostru, binecuvintează Sfântul Grai Românesc, pe noi robii Tăi, binecuvintează ședința aceasta, poporul român și limba noastră, că Sfânt ești pe toate le sfințești, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumim, Doamne președinte. Mulțumim, Părinte. Domnule profesor, 10 minute să... Mai puțin înășez ca să pot fi auzit mai bine. Bună ziua și, în primul rând, vă mulțumesc pentru invitație și felicit pe cei care s-au gândit la relațarea evenimentului de astăzi cu acest moment dedicat limbii române. 31 august 1990 a fost ziua în care la Chișinău s-a declarat ca zi națională Ziua Limbii Române. Imediat după aceea, cântecul Limba Noastră, versurile lui Alexei Mateevici, a devenit imnul național, imnul de stat al Republicii Moldova. Pe modelul, pe fericitul model al fraților noștri de peste Prut, în 2013, Parlamentul României a aprobat ca ziua de 31 august să fie declarată Ziua Limbii Române cu acțiuni specifice. Sunt multe de spus, nu vreau să vă rețin atenția, decât două aspecte. Primul dintre ele se referă la o particularitate a limbii române care este foarte puțin cunoscută. Dintre toate limbile romanice, cele 10 limbi romanice, dar 5 dintre ele sunt limbi oficiale, limbi de stat, franceza, spaniola, portugheza, italiana și româna. Deci, dintre acestea, doar limba română este aceea care se vorbește unitar pe tot spațiul geografic. Așadar, un român din Baia Mare, unul din Segarcia, Dolj, se înțelege fără nicio problemă. După cum cel din Turcia cu cel de la Lipova de Arad, la fel se înțelege fără probleme. Celelalte patru limbi de care vorbesc, trebuie să vorbitorii celorlalte patru trebuie să apeleze la limba literară, pentru că un italian din nordul Italiei nu se înțelege cu cel din sud, decât dacă, repet, face apel la limba literară a țării respective. Ei bine, este un dar pe care îl avem și este un miracol pe care îl trăiește în continuare limba română de a rămâne unitară. Cred că exemplul limbii române ar trebui să fie și pentru noi un model de conduită. Acum câteva zile, Mihai Șoran, poate l-ați auzit la radio vorbind, a fost întrebat care sunt cuvintele cheie ale românilor în momentul de față. Și Mihai Șoran a spus că sunt două cuvinte cheie. Înțelegere și solidaritate. Așadar, Limba română, repet, ne oferă un model de solidaritate și nu avem decât să aplicăm acest tipar. Pe de altă parte, ne gândim și la ceea ce se întâmplă cu limba română în spațiul instituțional. Din păcate, trebuie să spun că anul 2018 a însemnat un an care a produs o daună limbii române, în sensul că examenul de bacalaureat 2018 a renunțat la proba de limba română, nu e vorba de proba de comunicare lingvistică, e vorba de cerințele de limba română de baza unui text literar. La subiectul 1, vă rețin atenția cu acest detaliu, la subiectul 1 erau 9 cerințe. Dintre cele 9 cerințe de 30 de ani de zile, primele 5 erau referitoare la limba română. Motivați folosirea creativei, motivați folosirea virgulei și așa mai departe. 5 cerințe speciale de limba română. În luna februarie anul acesta, am urmărit simularea examenului de bacalaureat, s-a renunțat la cerințele de limba română. Examenul din iulie, evident că a urmat modelul din februarie. Așadar, din păcate, anul 2018 este un an care a produs această daună limbii române. A doua este ceva mai veche, de ani buni, zic ani buni, fiindcă așa vine vorba, de fapt au fost ani triști, de ani buni, în liceile pedagogice din România nu se mai predă limba română. Așadar, un elev care încheie liceul pedagogic la un candidat la 20 de ani, pătrunde în clasă, la clasele mici, la grădiniță, predând ce? Mice Iliade, Titu Maiorescu, Doamne, și valori supreme ale noastre, nu știți că e de asta, dar el predă limba română. Imaginați-vă ce trist este ca un tânăr să nu fie pregătit la nivel fundamental pentru a preda limba română în liceele pedagogice. Am declanșat de câteva luni un ciclu de materiale, le aveți, unul dintre ele le aveți la revista ATNU, o revistă invitată de Consiliul Județean, un ciclu de materiale menite să atragă atenția Ministerului Educației că trebuie să reintroducă în liceile pedagogice din România limba română, gramatica, cum se spune în deosebire. Acum ceva vreme am avut invitat la Barco pe Eugen Simion. Știți foarte bine cine este. Mi-a plăcut extraordinar și cred că este un personaj de continuare iubit de toți, pentru că, deși nu mai este președintele Academiei Române de iure, de facto a rămas președintele Academiei Române. Am avut această discuție cu domnia sa, nu știa de soarta liceului pedagogic, că nu beneficiază de limba română, nu știa că la bacalaureat s-a renunțat de anul acesta după decenii la rând la proba de limba română, încât m-a rugat să fac un documentar, un portofoliu pe care deja îl pregătesc și îl voi înmâna, pentru că dânsul este președintele secției de filologie a Academiei Române. Și sper să aibă câștigul pe care îl merită limba română. Vă mulțumesc! Să trăiască limba română, să trăiască România într-un an cu totul special. Vă mulțumesc! Așadar, la mulți ani tuturor vorbitorilor de limba română, oriunde s-ar afla, și să-i mulțumim domnului profesor universitar, dr. Ioan Dănilă. Mulțumim! Vă rog, domnule! De asemenea, în numele dumneavoastră, să urăm la mulți ani și colegilor noștri, care astăzi, colega noastră Dina Oana Cristea își sărbătorește ziua de naștere. Domnul vicepreședinte Adrian Pănescu, pe 14 august. Domnul Bejar Gheorghe. Domnul Grițcu Gabriel, pe 6 august. Domnul Manolache Vasile și domnul Eugen Cuchelat. La mulți ani! doamna secretar, doamna Inazară, vă rog să dați citire procesului verbal al ședinței extraordinare. Potrivit prevederilor legii administrației publice locale republicane cu notificările și completările în vigoare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul propune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 6 august 2018. Mulțumesc. Dacă sunt observații, dacă nu vă supun spre aprobare procesul verbal din 6 august. Cine este? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Punctul 2 al ordinii de zi se referă la aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. Comisia de evaluare, conform articolul 85 din legea 448 pe 2006, se referă la protecția și promovarea drepturilor persoane cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare. Comisia este un organ de specialitate al Consiliului Județean. Vă rog, dați telefoanele pe silence. Cu activitate decizională în materia încadrării persoanelor adulte în grade și tip de handicap. Iar o componență, președinte, care trebuie să fie medic de specialitate, expertiză medicală a capacității de muncă, medicină internă sau medic medicină de familie sau medic de medicină generală, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical. Un medic de specialitate, expertiză medicală a capacității de muncă, medicină de familie sau medic de medicină generală propus de Direcția de Sănătate Publică Județeană, un reprezentant desemnat de societatea civilă, deci de organizațiile neguvernamentale, un psiholog, un asistent social. În conformitate cu prevederile legii, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, a emis avizul pentru următoarea componență nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bacău. Pentru funcția de președinte, domnul dr. Salvaticu Costel, pentru medic primar, medicul propus de Direcția de Sănătate Publică Bacău, doamna dr. Cosma Zenovia. Reprezentantul societății civile este doamna Dorina Poenaru, este președinta organizației Asociația Persoanelor cu Handicap Fizic, psiholog Cristina Petrescu, asistent social Viorica Rav. Față de cele prezentate, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare, așa cum a primit avizul celor două ministere de resort. Dacă sunt discuții, dacă nu vă supun spre aprobare acest component. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi se referă la secretarul tehnic. Menționați o abținere, da? O abținere și 30 pentru. Proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. S-a modificat legislația conform hotărârii Guvernului 797 pe 2017. Articolul 12, aliniatul 1, cu conducerea Direcției Generale, se asigură de directorul executiv, director general, cu sprijinul Colegiului Director, care are rol consultativ. Articolul 14 spune componența Colegiului Director al Direcției este stabilită prin hotărârea Consiliului Județean și este constituită din secretarul general al Județului, care este și președintele Colegiului, directorul executiv, director general, directorul executiv adjunct sau general adjunct, personalul de conducere din cadrul Direcției Generale, precum și 3 șefi ai altor servicii publice de interes județean. Președintele Colegiului Director este secretarul general al Județului și pentru Aplicarea prevederilor acestor părți s-a solicitat direcției prin adresa înregistrată la Consiliul Județean să ne comunice componența pe funcție a personalului de conducere din cadrul direcției. S-a primit răspuns. În completarea componenței Colegiului Director, cu cei 3 membri, prevăzut de articolul 14, șefi ai altor servicii publice de interes județean, promovez următoarele propuneri. Noi avem 4 servicii publice de interes județean în subordinea Consiliului Județean. Vorba de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău, vorba de Serviciu Public de Protecție a Plantelor Bacău, este vorba de Serviciu Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvament și Serviciul Județean de Drumuri. Din cele 4, primele 3 vin cu propunerea ca șefii celor primelor 3 servicii să facă parte, să fie membri, să completeze componența Colegiului Director. Dacă sunt discuții pe tema asta, dacă nu vă supun să completa componența Colegiului Director cu cei 3 șefi de servicii publice. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Următorul proiect de hotărâre se referă la modificarea contractului de administrare încheiat în județul Bacău și SC Parcul Industrial Bacău. Am să-i dau cuvântul vicepreședinte Popescu să facă o sinteză a expunerii de mâine. Vă rog, domnul vice. Stimați colegi, nu am să citesc expunerea de motive fiind prea lungă, dar în 2 cuvinte bănuiesc că majoritatea dintre dumneavoastră știu despre ce este vorba. În cadrul Kids Park avem o clădire care, din cauza intemperiilor, s-a degradat an de an și a ajuns într-o stare avansată de degradare. Având în vedere că acea clădire face parte dintr-un corp de 2 clădiri, a fost nevoie să facem dezmembrare, să modificăm numerele cadastrale, ceea ce s-a făcut. Am îndeplinit toate formalitățile legale. Acum avem posibilitatea Consiliul Județean să o preia înapoi, pentru că noi suntem proprietarii și am dat o administrare Hit Park. Noi trebuie să o preluăm înapoi ca să o putem renova, să spunem așa. De fapt, trebuie o reparație capitală. Hit Park nu avea dreptul prin contractul de administrare să facă reparația capitală la clădirea respectivă. Deci, pe scurt, trebuie să luăm înapoi acea clădire, să o reabilităm și apoi o dăm înapoi, deoarece este necesară în cadrul Hit Park și sunt deja solicitări pentru închirierea ei. Aveți toată documentația la mapă, condițiile legale au fost îndeplinite. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul vicepreședinte. Dacă sunt discuții, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere, împotrivă, nu sunt. Următorul proiect de hotărâre se referă la acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unui corp de clădire, proprietate publică a județului Bacău, situată în Onești, strada Adrian Pănescu nr. 1, în favoarea proprietății Onești. Acum un an și jumătate, am să fac sinteza. Expunerea până și jumătate, noi am dat un corp de clădire, unde în câteva luni de zile a fost reabilitată și se află astăzi protoieria, sediul protoieriei din Onești. Prezent aici, prin Părintele Protopop, Ioan Dănilă. Protoieria a solicitat prin adresa înregistrată la Consiliul Județean, dar în folosință gratuită a unui spațiu, adică unui corp de clădire alipit cumva de cel care l-am dat noi, pentru a dezvolta și a crea împreună, în parteneriat cu serviciile din subordinea Consiliului Județean, spețe cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, activități social-filantropice în spațiile respective. Dar pentru a desfășura aceste activități e nevoie de investiții, acolo și reparații și a aduce corpul acela de clădire în această situație. Ca atare, Direcția Consiliului Județean, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, și-a exprimat acordul ca acest spațiu să fie folosit în vederea desfășurării activităților sociale filantropice ale protoiei Onesti. Noi avem cadrul legal, așa cum am făcut-o, și putem da în folosință gratuită pe termen limitat bunurile mobile proprietate publică a județului. Așadar, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință publică gratuită asupra acestui corp de clădire, proprietate publică a județului situat în Onești de Riu, strada Adrian Pănescu, numărul 1, în favoarea propriei Onești. Dacă sunt discuții, dacă vă supun spre aprobare și vă se permite. Doamna Ivanov, vreți să spuneți de la urmă. Vă rog. Consiliul Județean. Bună ziua, aș dori cu acordul dumneavoastră să facă câteva observații, mă spuneți în legătură cu sau despre clauzele contractuale, mai corect. La capitolul 2, obiectul și scopul contractului, articolul 1.2, spune așa, dreptul obținut la articolul, la punctul 1, conferă beneficiarului aptitudinea. Cred că acest cuvânt este nepotrivit la aici și ar trebui înlocuit. I-ar conferi dreptul, dar așa cum se repetă dreptul conferit, poate unul din cuvinte poate fi înlocuit și văzul acceptării aici nu și are sensul. Da. Mai aveți? Da. La capitolul 4, drepturile și obligațiile proprietarului, articolul 4.d, să anunțe beneficiarul cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte, în situația în care înțelege să denunțe unilateral contractul. Observația ar fi că cele 5 zile calendaristice sunt un termen limitat și că ar putea fi extinse la maxim sau minim 15 zile calendaristice. Mai departe, la capitolul 6, rezilierea contractului, articolul 10, prezilierea contractului s-ar putea face fără intervenția instanțelor de judecată. Consider că nu poate fi lipsit beneficiarul acestui contract de o justă judecată și aș propune să fie prevăzută intervenția în caz de neînțelegeri a instanțelor de judecată din proximitatea beneficiarului. La articolul 7.14, de asemenea, fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe de judecată. Deci nici și punerea în întârziere nu poate fi introdusă, pentru că nu ar fi legală. Și iarăși intervenția unei instanțe de judecată care o consideră absolut necesară în cadrul acestui contract. Vă mulțumesc. Da. Ați discutat în comisie, în specialitate, ați văzut interesant. Eu nu am fost la comisie, mi-a fost evenimentul la Tărbovna și la... Așa e, firesc, așa asta e procedura, dar trebuie să fie discutat ca să nu doamna secretară județului, vă rog, spuneți. Prima observație de la capitolul 4, litera B, Nu, prima este de la articolul 2, alineatul 2, cu aptitudinea. Da. Îi se conferă beneficiarului un drept, deci nu poți să-i conferi decât un drept. Spunem aptitudine și este corect din punct de vedere legal, pentru că cele trei pe care le citiți și care urmează acest substantiv, anume posesia, folosința și dispoziția, sunt atribute ale dreptului de proprietate. Deci nu este o greșeală, o găsiți în tratate, o găsiți chiar și în dreptul civil. În capitolul 4 de la litera B se anunță beneficiarul cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte, în situația în care înțelege să denunțe unilateral contractul, este un termen în favoarea autorității publice, doamna consilier, pentru că dacă lași 15 zile, în 15 zile se pot întâmpla foarte multe în momentul, lăsați-mă frumos, în momentul în care se întâmplă un denunț unilateral. Este bine și pentru ambele părți. Noi am mai încheiat un contract de administrare, cum spunea și domnul președinte înainte, cam toate contractele, nu cam toate, toate contractele de administrare prevăd un astfel de termen, pentru că atunci când vorbești de renunțarea unilaterală, asta înseamnă că una din părți dorește definitiv să renunțe la contract și nu e ca în perioada de divorț, ne înțelegem, nu ne înțelegem, înseamnă că ai ajuns la decizia asta, cântărind foarte bine ceea ce urmează să faci sau să nu mai faci. În privința, la fel, rezilierea, pentru că este un contract de folosință gratuită, este un contract care poate fi și poate fi negociat prin înțelegerea părților și a nu se ajunge la instanță. Mai ales că persoana cu care încheiem contractul, persoana juridică cu care încheiem contractul, urmează să facă niște îmbunătățiri acelui spațiu și suntem de comun acord că ambele părți sunt în situația în care să profite în urma unui astfel de contract. Și protoieria care se va aduce în urma încheierea acestui contract la îndeplinire unele atribute prin statut, conferite prin statut și lege și noi, pentru că avem un spațiu pe care îl punem la dispoziție și în care nu mai investim din anumite puncte de vedere. Articolul 14 de la 7. Da, e vorba de același lucru, despre instanța de judecată. Dacă îmi permite o intervenție, nu am făcut aceste completări sau observații neapărat de favoarea sau favoarea privat. Am vrut, efectiv, să respectăm dreptul fiecărei părți. În condițiile în care funcțiile noastre sunt prelenice și vorbim de un contract care se încheie pe o perioadă de 20 de ani, consider că observațiile făcute sunt juste. Orice contract care previză la încheierea lui, bun, acredit la ambelor părți și avem aici ca invitat și pe Părintele Bârgăoanu, dacă are o neclaritate sau o nemulțumire față și de cum s-a derulat contractul precedent, este cel mai măsură să spună dacă își dorește modificate clauze. Da, mulțumesc, doamna secretar. Sigur că au fost discuții înainte, a fost pregătit acest material împreună cu cele de părți. Nu știu dacă vrei din mărire. Dacă vrei să plecări, dar nu vrei este cazul. Ce să zic? Ne bucurăm pentru că din 2004-2005 o parte din plădire au fost rămase libere. Au fost puse la dispoziția Consiliului Județean de Proprietar, dar era o administrare la direcție. Direcția a trebuit să găsească resursa necesară și să le conserve, pentru că și conservarea lor este o cheltuială, ceea ce nu prea se regăsește în buget, nu prea se justifică și în momentul în care vine la fundamentare conservarea clădirii, vreau să spun că nu prea am văzut în după ani, nu a fost atât de ușor de a conserva și să păstrez sau să distrug acolo. Răspuns pentru asta și în aceeași timp am făcut un proiect de-a lungul vremii de a crea alte tipuri de servicii. Așa a fost să fie. Am făcut alte servicii, dar în alte spații, pentru că corespund standardelor actuale. Și iată că acum a venit această socială de tot. Clădirea și-a găsit o nouă destinație și arată foarte bine și spațiul de acolo și terenul. Și dacă reușim noi am s-au făcut câteva discuții inițiale și anul trecut și anul acesta cu Serviciul Social, cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului și cu alte organizații neguvernamentale, Pentru că e o nevoie acolo pentru servicii destinate copiilor în spectrul autist și nu numai. Și să încercăm, pentru că să încercăm să creăm aceste servicii și în zona Onești, împreună cu Consiliul Județean Bacău. Cam asta este. Dacă mai sunt alte intervenții. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Numai că observațiile făcute la contract nu înseamnă dezacordul cu privire la acest... Nu, nu, doamna, n-am spus nimic asta. Foarte bine. Din când vremea juridică s-au clarificat că asta era, de fapt, niște termeni juridice. Mergem mai departe. Discuțiile astea se puteau clarifica în comisie și nu ați fost în niciodată problemă, dar pe viitor v-aș ruga în comisie să clarificăm dacă avem, să chemăm specialiști, părțile respective și să clarificăm cât îl vrem să putem avea. Și dacă să vă păi stați-vă. Da. Dacă mai sunt discuții pe asta, dacă nu vă supun la cont. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri? Nu sunt. Părinte? Părinte, protocolul doamnă dorește să facă scurte intervenții cu aprobarea dumneavoastră. Domnule președinte, domnul vicepreședinte, distinților, domnul consilier, doamnă consilier, sunt onorat încă o dată că sunt parte acestei ședințe de Ziua Graiului Românesc. Noi, ca și culturii, vreau să vă spun, suntem astăzi la a treia ediție, unde la Borzești și la Sărit Moldova, dar practic evenimentul dedicat Limbii Române are loc în sediul Protoiliei, pe care dumneavoastră l-ați votat pe 27 februarie 2017. Începând cu data de 2 iunie 2017, am început lucrările acolo unde am investit din partea Arhiepiscopiei Roman și Bacăului, respectiv Protoilia Onești, parohiile din zonă, peste 500.000 de lei, respectiv 0,5 milioane de lei, ceea ce se poate vedea. Dați-mi voie, domnule președinte, să vă fac invitația dumneavoastră, tuturor care sunteți aici de față, să vedeți o nouă față acestei instituții, pe care o reprezentați și suntem într-o colaborare bună cu Direcția de Asistență Socială. Respectiv, joia și sâmbătă oferim o masă gratis la 46 de copii, dintre care 16 sunt... Masa este oferită la domiciliu, pentru că sunt problemele care le știți. Apoi, copiii toți din casa mea primesc această asistență socială. Al doilea lucru ce s-a întâmplat în această clădire, vreau să vă spun că pe 28 septembrie s-a sfințit, la care dumneavoastră la acest eveniment ați fost invitat, domnule președinte, vă mulțumesc că ați fost prezent și vă mulțumesc încă o dată, nu numai în numele meu, ci numele arhiepiscopului nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a preoților Protoiei Orănești, care până la urmă vă reprezintă pe dumneavoastră ca și credință. Am făcut o tabără, tabăra Libra, un parteneriat cu multe instituții despre care știți, care s-a desfășurat anul acesta la Protoirea Onești, pentru că anii trecuți am făcut-o undeva în altă zonă și acolo au fost prezenți și copiii lor, mulți, copii săraci. Dorim să preluăm această clădire, deși prima dată noi am vrut să preluăm toate aceste imobile. Pentru faptul că erau niște dependențe acolo, nu am putut să o avem, am reiterat această dorință și cu dorința de a renova, dar de a pune în folosință ceea ce consider că este necesar, anumite tabere de vară pentru copiii cu dizabilități și nu numai. Pentru că este necesar acest lucru, îi trebuie scoși undeva și trebuie făcut așa fel încât copilul să fie... să trăiască sentimentul acesta de bucurie de plin. Noi vă mulțumim în mod deosebit tuturor, mulțumesc și doamnei consilier Floarea Ivanov, care doresc să precizez faptul că este aproape de noi și de Protoirea noastră și avem parteneriate. Numai de mult, o altă tabără s-a făcut la noi tradiție și noutate din Patriarhia Română, unde am avut parteneri și pe doamna consilier. Mulțumesc tuturor consilierilor din toate partidele, în unanimitate ați făcut lucru, ați votat pentru acest lucru. Vă promit, nu numai că vom face lucruri bune, oricând puteți veni să verificați ceea ce este acolo și să fiți prezenți la o masă, pe care noi am numit o masă a bucuriei, în fiecare sâmbătă la ora 12:30. Vă așteptăm cu copiii aceștia care la început nu prea știau să-și țină lingura în mână și celelalte lucruri. Am făcut împreună cu altă asociație, ASPOR și ATOR-ul de Onesti, Asociația Tinerilor Ortodoxi, care își desfășoară activitatea tot aici. Și începând din toamna aceasta, o altă asociație care se dorește un parteneriat cu acești copii, numită Patmos, să se desfășoare lucrări frumoase. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mă iertați încă o dată pentru intervenția foarte prea lungă. Vă mulțumesc. Da, mulțumim, Părinte Protopop. Noi am votat, vă dorim mult succes, binecuvântare și spor la treabă. Mulțumim. Și să ne vedem, așa cum ați făcut aici invitația de a vizita serviciile protoieriei. Eu vreau să anunț colegii că intenționăm să facem acest lucru în următoarea perioadă de aici încolo, ca anumite ședințe de Consiliul Județean, pe cât posibil să le desfășurăm în teritoriu, acolo unde noi am votat proiecte importante pentru județul Bacău și să vedem stadiul lor sau finalizarea lor și să ținem ședințe de Consiliul Județean în locurile respective. Mulțumesc și puteți să vă retrageți. Noi ne continuăm ședința, iar următorul proiect de hotărâre se referă la rectificarea bugetului propriu al județului Bacău pe 2018. Am să-i dau cuvântul doamnei director să prezinte expunerea de motive, o sinteză. Iată, sunt alte două proiecte mai micuțe, dar importante pentru județul Bacău, care au primit finanțare. Doamna director, vă rog să... Deci, proiectul de hotărâre propune rectificarea bugetului de servicii și cheltuieli al județului Bacău sunt alimentate de buget local, în majorarea cu suma de 270,7 lei a veniturilor bugetare și majorarea complementelor suma de veniturilor bugetare cu menținerea echilibrului bugetar. Astfel, conform ordonanței 15/2007, din stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrativ juridice centrale cu privire la centenarul României, Comitetul Interministerial pentru Centenar a aprobat prin decizie pentru Consiliul Județean Bacău proiectul Simpozion Național Bacău, capitala rezidenței și diplomelor întregirii naționale, cu suma de 70.000 de lei. Suma de 70.000 de lei a fost încasată în fondul de venituri al județului Bacău prin transfer din bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale. Proiectul face parte din lista de manifestări, acțiuni și proiecte de aniversare a centenarului Marii Unii și a Primului Război Mondial și se va derula prin aparatul propriu al Consiliului Județean Bacău în asociere cu Asociația Generală a Activiștilor din România. În cursul lunii august, în cadrul programului operațional Capacitatea Administrativă, au fost semnate contractele de finanțare între județul Bacău și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, privind acordarea finanțării nerambursabile din Fondul Social European pentru următoarele două proiecte. Proiectul dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică, valoarea totală a proiectului fiind de 315,71 de lei, care procentul finanțării nerambursabile este de maxim 98% din cheltuielile eligibile și cofinanțarea de beneficiarului este de 2%. Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni. Pro-Intex, consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și riscurilor de corupție în administrația publică. Valoarea totală a proiectului este de 457,38 lei, din care finanțarea nerambursabilă este 98%, iar cofinanțarea beneficiarului este de 2%. Perioada de implementare a acestui proiect este de 16 luni. Creditele bugetare necesare pentru derularea celor două proiecte în anul 2018, în sumă de 232,47 lei, vor fi asigurate prin redistribuirea economiilor înregistrate la creditele bugetare aferente a trei obiective de investiții prevăzute în programul de investiții pentru anul 2018. Prin adresa cont de solicitația Direcției Generale a Asistenței Sociale și Protecției Copilului, în vederea asigurării cheltuielilor salariale ale centrelor pentru copii și adulți, propunem legarea din trimestrul 4, trimestrul 3, a sumii 2.965.000 lei, reprezentând sumele pagate din TVA pentru finanțarea rezervelor de descentralizate, la partea de debituri și concomitent, virarea creditelor bugetare în suma 2.865.000 lei, din trimestrul 4 în trimestrul 3, la partea de cheltuieli la capitolul bugetar și asistență socială. Ca urmare a casării, în secțiunea de funcționare a bugetului local a aparatului propriu, a sumii de 117.2.000 lei, reprezentând plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent, propune majorarea cu această sumă a creditelor bugetare pentru următoarele categorii de cheltuieli din cadrul bugetului aparatului propriu al Consiliului Județean Bacău. Cu suma de 64.4.000 lei, cheltuielile cu dobânzile, ca urmare a creșterii cotației roborilor la urmă față de începutul anului, în vederea asigurării surselor de finanțare pentru plata dobânzilor bancare. Majorarea cu suma de 2.000 lei a creditelor bugetare pentru capitolul apărare, cheltuielile cu bunuri și servicii, pentru asigurarea plății cheltuielilor și utilități. Majorarea cu suma de 50.8.000 lei a cheltuielilor cu bunuri și servicii la capitolul bugetar, ordine publică și siguranță națională, ca urmare a solicitării Centrului Zonal de Securitate și Protecție Civilă în vederea efectuării unor lucrări de declarație. Detalierea modificărilor asupra veniturilor bugetare, cheltuielilor bugetare, credite de angajament, credite bugetare, titluri, cheltuieli și aliniate sunt prevăzute în anexele la prezentul proiect de hotărâre. Față de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului și cheltuielii la județul Bacău la anul 2019 poate fi aprobat. Mulțumesc, doamna director, dacă sunt intervenții pentru de hotărâre, dacă nu vă supun spre aprobat. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține. Împotrivă. Mulțumesc. Următoarele proiecte la ordinea de zi se referă la aprobarea unor documentații de făptitoră de indicatori tehnico-economici pentru realizarea unor obiective investiții pentru județul Bacău. E vorba de construire în pod pe TJ 243B la MDR. Și aici avem adresa și raportul Serviciului Public Județean de Drumuri și propune aprobarea documentației tehnico-economici faza DALI cu următorii indicatori tehnico-economici. Denumirea obiectivului este construirii POTJ 243 la MTR. Valoarea devizului general este de 1.961.426,919 lei. Este valoarea cu TVA. Și vă supun spre aprobare în realizarea acestui obiectiv. Cine este pentru? Mulțumesc. Și împotrivă, abțineri nu sunt. Motorul pod, vorba construirea podului, și noi am mai avut aici propuneri și discuții pe tema asta. Acum, drumul, serviciul public județean prezintă raportul și propune documentația spre aprobare, tot faza valid. Este vorba de construire pod pe drumul județean 252F, Gârla Alb, Comuna Ungurești. Valoarea devizului general cu TVA este de 1.494.138,09 lei. Vă supun spre adoptare această hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abține. Nu sunt. Cea de-a treia, referitor tot la documentație tehnico-economică, se referă la consolidare drum cu zi de sprijin pe DG 252 Buhoci-Bibirești. E vorba de realizarea unor lucrări de reabilitare și consolidare am acesta cu zi de sprijin. Și există raportul Serviciului Public Județean, există propunerea și pentru a aproba documentația tehnico-economică, tot în faza DALI. Valoarea devizului general, aici e un pic mai mare, e vorba de 18.041.266,06 lei cu TVA. vă supun spre aprobare, spre adoptare proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici la acest obiectiv de investiție. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineți, împotriva, plusul. Următorul proiect al ordinei de zi se referă la aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea zăpezirii colegului și agenții pe drumurile județene pentru iarna ce va să vină 2018-2019. Planul de dezăpezire cuprinde date referitoare la bazele de dezăpezire organizate pentru intervenții, utilajele și sectoarele de drum pe care se acționează, sectoare de drum ce vor fi aparate cu parazăpezi, încadrarea drumurilor județene din administrare pe nivele de viabilitate. Astfel, Serviciul Județean de Specialitate a propus organizarea a 7 baze de dezăpezire repartizate în teritoriu, astfel încât intervenții să se realizeze operativ și eficient pe drumurile județene, așa cum sunt prezentate în materialul nostru la anexa numărul 1. Cea de-a treia anexă sunt stabilite sectoarele de drum ce vor fi aparate cu parazăpezi în vederea prevenirii înzăpezirii drumurilor județene din cauza viscului. De asemenea, acest plan de acțiune cuprinde și încadrarea pe nivele de viabilitate pe timp de iarna drumurilor județene aflate în proprietatea județului Bacău și în administrarea Serviciului Județean de Drumuri, vorba de 837,406 de km. Din acest total, 422,694 km sunt încadrați la nivelul 2 de viabilitate, 257 km la nivelul 3 și 157 de km la nivelul 4, conform anexei 2, și 35,53 de km cu circulația închisă pe timpul iernii. La fel sunt prezentate în anexa la prezenta documentație. Intervenția în cadrul procesului de dezăpezire se va efectua etapizat, începând cu sectoarele de drum, prioritate fiind cele de nivel 2 de viabilitate și cu asigurarea legăturilor cu centrele de comună. De asemenea, în anexa 4 s-au stabilit sectoarele de drum pe care se va interveni pentru combaterea zăpezirii, colegiului și agenții, numai cu aprobarea comandamentului de zăpezire constituit la nivelul Consiliului Județean, Serviciul Județean de Drumuri, acesta fiind nominalizat în anexa numărul 6. Pe aceste sectoare de drum se va efectua semnalizarea corespunzătoare, urmând ca pentru operativitate aprobarea intervențiilor să se efectueze pe bază de notă telefonică. Planul operativ de dezăpezire cuprinde date referitoare la bazele de dezăpezire, la punctele de informare și sectoarele de drum pe care se acționează, sectoarele de drum care vor fi apărate cu parazăpezi, utilajele necesare combaterii coleiului și agenții pe drumurile județene aflate în proprietatea județului Bacău și date în administrare serviciului public. Pentru prevenirea înzăpezirii drumurilor s-au stabilit măsuri constând în montarea panourilor de parazăpezi pe o lungime de 3027 metri liniari, așa cum sunt prevăzute în anexa 3. Pe sectoarele de drumuri județene aflate pe teritoriul administrativ al municipiilor, al orașelor, dezăpezirea se va realiza prin grija conducătorilor unităților administrativ-teritoriale respective. Deci dacă drumul județean trece prin oraș, părțiunea care este în teritoriul orașului sau a municipiului e în sarcina și în grija primarilor și de acolo. Intervenția pe timp de iarnă pe drumurile comunale se va efectua de către consiliile locale de care aparțin. Având în vedere sinteza materialului prezentat astăzi și dezbătut de dumneavoastră în comisie de specialitate, vă propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind planul operativ de acțiune pentru combaterea zăpezirii, colegiului și agenții pe drumurile județene din iarna 2018-2019 și să aprobăm. Dacă sunt intervenții. Doamna consilier, din valor. Mulțumesc. În planul operativ de acțiune anexa 4, la punctul 3, este și constat cu proiectul de constat și DG 116C, Târgu Ocna, Mănăstirea Mărgura. Pentru că am ridicat de mai multe ori problema acestui drum care ar trebui modernizat, reabilitat, adresez din nou întrebarea când se va întâmpla acest lucru și vă amintesc cu plăcere, domnule președinte, că anul trecut, cu ocazia sărbătorii oficiale a 100 de ani de la primul război mondial, ați făcut o promisiune tuturor cetățenilor prezenți la acest moment că într-una de zile acest lucru va fi reabilitat. Așa este. Așa este și vreau să vă informez, o parte din colegii noștri știu că acest lucru deja se întâmplă. Deci acolo, pe acea porțiune, este drum județean. Am încercat să identificăm o sursă de finanțare externă, bugetului județului. Nu am găsit-o, așa că am proces din bugetul propriu să modernizăm acel drum. S-a început decopertarea acolo, s-a oprit în momentul în care 2 luni au fost inundații și a trebuit să intervenim pe alte drumuri, să refacem drumul județene. În scurt timp, e un pic mai complexă activitatea acolo. De ce? Pentru că nu se poate intra pe acel drum cu utilaje mari. S-au găsit soluțiile și în scurt timp va procede de a finaliza lucrarea. Deci este începută și sper într-o lună și ceva să finalizeze. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și dacă mai permiteți o întrebare, ar fi cea care se referă la drumul național Târgu Ocna, Slănic Moldova, care nu a fost reabilitat nici la acest moment, deși probabil până aprilie, când s-a discutat în Consiliul Județean, ne-ați arătat o poză frumoasă care utilajele erau la fața locului atunci când eu am spus că s-a oprit acea lucrare. Acele utilaje n-au mai apărut nici în ziua de astăzi și drumul este totul aproape impracticabil sau greu practicabil. Nu s-a rezolvat nici deviația, nici informațională. Având în vedere că în această ședință s-au făcut ceva, s-au alocat sume pentru situații de urgență, întrebarea ar fi dacă v-ați gândit și la această situație de urgență creată în zona. Da, doamna, ca să înțeleg foarte bine. Este vorba de drumul dintre Târgu Ocna și Slănic Moldova, da? Da, da. Deci e vorba de drumul național. Acolo s-a propus și o centură ocolitoare, ca să poată ajunge până la finalizarea lucrărilor. Între timp știți că am avut probleme acolo cu inundațiile. A fost prezent acolo primul ministru al României, a fost prezent miniștri din guvern, viceprim-miniștri. Deci s-au alocat banii necesari, au fost procedurile în regim de urgență. Se lucrează astăzi la consolidarea manurilor de sprijin a râului și afluenții, pentru că astea sunt cauzele, că altfel dacă s-ar reface și s-ar repeta, știu eu, inundații în scurt timp, acel drum iarăși ar fi afectat. Știu că săptămâna trecută, cred că s-a finalizat acea centură ocolitoare, deci este asfaltată, era foarte greu de mers, pentru că drumul era foarte rău, deci s-a asfaltat și acum se lucrează la consolidarea zidurilor de sprijin și a manurilor respective și cred că se va încadra în teren. Deci știu că se lucrează în plin acolo. Dacă mai sunt alte intervenții. Eu știu că nu se lucrează, deci o să constatăm în zilele următoare. Doamne, dacă vă uitați și pe site-ul DRPD-ului, Direcției Regionale de Fonduri și Drumuri, zilnic postează tot ceea ce ați reușit. Dumneavoastră sunteți acolo, Poate nu vedeți într-adevăr pe drum, pentru că sunt lucrările, sunt niște pași care trebuie făcute, niște etape, sunt niște lucrări care trebuie făcute într-o anumită ordine, după un anumit grafic și sigur, poate drumul, efectiv pe drum nu se cunoaște încă nimic, dar trebuie realizate acele lucrări adecente până să ajunge să reasfalteze zona respectivă. Deci se lucrează și se poate vedea acest lucru. Se poate vedea pentru că și noi urmărim, suntem direct interesați, am fost ieri la Târgovna împreună, am fost acolo, deci se lucrează, poate nu așa cum ne-am de noi să fie prindul, dar sunt anumite lucrări care trebuie făcute înainte de după un anumit grafic, după o anumită procedură care a fost licitată în regim de urgență. Știu că sunt fonduri alocate, știu că nu este niciun impediment de privire contractului și că se lucrează și un termen care trebuie să respecte costul. Mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții, dacă nu, vă supun spre aprobare planul operativ de acțiuni. Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă, abține, plusul. Domnul vicepreședinte Popescu, dau cuvântul pentru următoarele două puncte la ordinea de zi. Stimați colegi, aveți documentele primite pe e-mail și pe tablete, expunere de motive și toate documentele justificative. Noi, ca autoritate titulară contractantă de reglementare și de control pentru transportul public local, avem obligația ca periodic să actualizăm informațiile și ținem legătura cu operatorii de transport. Din când în când apar solicitări ale unor firme private sau autorități locale pentru a suplimenta transportul public între anumite localități din județul Bacău. Astfel avem toate documentele justificative, s-au îndeplinit formalitățile legale și trebuie să hotărâm suplimentarea unor trasee prin curse regulate speciale. Mă refer la operatorul de transport al NEDA SRL, căruia îi atribuim licență de traseu pe ruta Valea Seacă-Bacău. Pentru Danrom-Trans SRL Hemeiuș atribuim Hemeiuș-Bucuș. Pentru Transmoldova SRL Onești atribuim licență pentru Târgu Ocna-Slănic. Pentru SC Auto XXL SRL atribuim licență de transport pentru Nicorești-Onești. Și pentru Step Trans SRL, traseul Bacău-Onești. Repet, avem toată documentația depusă, s-au îndeplinit formalitățile legale, nu avem niciun motiv să nu dăm aceste licențe de transport, care sunt solicitate de altfel de cetățeni sau de firme private sau autorități locale. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule vicepreședinte, dacă sunt intervenții în acest punct, dacă nu vă supun spre aprobare, cine este pentru? Abține, împotrivă, nu sunt. Vă rog, domnule vicepreședinte, actualizarea programului transportului. La fel ca la punctul precedent, avem toată documentația depusă, s-au îndeplinit formalitățile legale și trebuie să mai atribuim o licență de transport pentru SEGEA ANLEDA SRL, pentru traseul Dăiceana-Bacău, traseul județean numărul 52. Este tot cursă regulată specială. Vă rog să aprobăm această licență de transport. Stimați colegi, dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun spre aprobare. Ce este pentru? Împotrivă, abține, plusul. La punctul 13 avem o informare. Și îmi se dau cuvântul domnului Chestor, care este membru în APOC, să prezinte o sinteză privind asigurarea unor situații. La 6 luni, esimesc cu domnul și domnul și realizarea indicatorilor de performanță din urmă, care au fost aprobați de noi în planul strategic pentru acesta. Vă rog, domnul Chestor. Dar să mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș vrea să vă prezint activitățile desfășurate de semestrul 2016 de linia asigurării ordinului de servicii publice la nivelul județului Bacău. Trebuie să remarcam acest lucru, pentru că din acolo face parte Inspectoratul Județean de Jandarmerie Bacău, ISU Bacău, Poliția Locală Bacău. Deci toți am avut contribuția pentru a asigura liniștea cetățenilor județului Bacău. Deși dumnealor nu sunt aici, deci eu prezint activitatea și a dumnealor. Pentru că domnul Mihai, după cum știți și vedeți, ne este prezent în sală, este plecat la ședința ANATO, unde se desfășoară în județul Constanța. Ca urmare a activităților desfășurate, s-a reușit să ne îndeplinim indicatorii propuși, atât cantitativ și calitativ, așa cum am fost prevăzuți în planul strategic și aprobat în Consiliul Județean. La nivelul județului, noi am elaborat și implementat 4 programe prioritare de acțiune, care au vizat perfecționarea sistemului relațional și prevenirea comiterii unor categorii de fapte antisociale. Și aici, foarte pe scurt, doar să le enumăr programele pe care le-am implementat, programul de prevenire a delinvenței juvenile și a victimizării minorilor, programul de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului, prevenirea violenței în familie, prevenirea victimizării prin accidente rutiere. Pe lângă aceste 4 programe, care au fost, s-au derulat și se derulează în cursul anului 2018, au mai fost implementate foarte multe campanii de prevenire, punctual, acolo unde situația operativă este. Pentru siguranța comunității, polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Bacău au organizat 472 de acțiuni cu efective răznite și au desfășurat și s-au 1300 de controale directe. Au participat efectivele de ordine publică la 207 din măsuri de ordine cu ocazia organizate cu ocazia unor adunări publice. De asemenea, au fost efectuate 10.602 intervenții la evenimente, din care 8.620 la solicitări prin Sistemul Național Unic al apelului de urgență 112. Sunt activități foarte multe pe care noi le-am desfășurat, vă dați seama, toate structurile care le-am prezentat la început. Deci, aș vrea să mai accentez până spre zi faptul că, ca urmare a măsurilor dispuse, s-a reușit reducerea infracțiunilor săvârșite în stradă cu 10,7%. Deci este un lucru pozitiv. De asemenea, putem spune că la nivel de linie rutieră au fost organizate 386 de acțiuni de prevenire a victimizării prin accidente rutiere. În cadrul acestor acțiuni, polițiștii au constatat 589 de fapte penale și au aplicat 30.106 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea normelor rutiere. Au fost comise 120 de accidente grave și 200 de accidente ușoare. Cumpărător, cred că pentru toți cetățenii județului, Bacău este că s-au redus numărul accidentelor rutiere cu 20 de fapte și, de asemenea, s-a redus numărul răniților grav cu 20 de persoane. Principalele cauze generatoare de accidente rămân, ca și perioada anterioară, viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de drum. Avem un plus de 26 de accidente, traversarea neregulamentară a pietonilor, de asemenea 20 de accidente grave, comparativ perioada anterioară, plus 5. Neacordarea priorității cu pietoni, 16 de accidente grave, un plus de 9 accidente. Trebuie să reamintim că avem în atenție și unitățile de învățământ și imediat la publicarea acestora am desfășurat împreună cu celelalte structuri activități preventive și ca urmare a activităților s-a reușit diminuarea evenimentelor care s-au avut loc în această zonă cu 4,7%. Pentru perioada următoare rămâne în atenția noastră creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni, prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală, siguranța rutieră și siguranța transportatorilor, asigurarea climatului de egalitate, mediului de afaceri în domeniile de referință și consolidarea și diversificarea parteneriatului cu comunitatea. Vreau în încheiere să mulțumesc Consiliului Județean, Prefecturii Județului Bacău, dumneavoastră consilierilor și celorlalte structuri, instituții deconcentrate, cu care am colaborat foarte bine, fără de care aceste rezultate nu puteam să le prezint și, nu în primul rând, cred că este foarte important să asigurăm un serviciu de calitate cetățenilor, ca cetățenii județului Bacău să fie în siguranță și liniște. Eu vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat și sperăm în continuare să obținem rezultate, să nu avem evenimente deosebite la nivelul județului Bacău. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Chester. E o informare binevenită. Consiliul Județean sprijină, așa cum știți, am aprobat și bugetul ATOP-ului cu toate acțiunile de pe anul acesta, cu informări periodice, cu accent pe latura prevenire, așa cum astăzi domnul Chestur a prezentat aici indicatorii de performanță în activitatea ATOP-ului și a tuturor factorilor și reprezentanții instituțiilor de resort. Mulțumim și noi pentru activitatea depusă și mult succes în continuare și spor la treabă. Stimați colegi, am ajuns la punctul diverse. La punctul diverse am să vă rețin atenția pentru două puncte care au ajuns la noi după ce am publicat și este vorba de o solicitare din partea comunității Măgura, din partea primarului comunei Măgura, în care ne-a comunicat hotărârea Consiliului Local privind aprobarea participării ca acționar la SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A., care prevede și cumpărarea de către comuna Măgura a 10 acțiuni din cele deținute de județul Bacău. Măgura este membru activ, nu este acționar grav, pentru a beneficia de investițiile și noi pregătim acum aplicația, noua aplicație pentru a o depune pentru finanțare la nivel de județ, în care sunt prinse toate UAT-urile și acest plan de investiții se încadrează în master planul actualizat pentru sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, ca atare pentru a îndeplini condițiile și a beneficia de aceste investiții, trebuie să fie și acționat grav. Nu mai discutăm motivele de ce în trecut nu a dorit să fie acționat. Astăzi, și ținând cont de structura acționariatului, precum și limitările existente, pentru că există de exemplu, în urma obținerii unei finanțări externe, municipiul Bacău are obligația de a deține minim 51% din acțiuni până la finalizarea contractului. Așadar, județul Bacău este cel care deține 45,82% din aportul de capital și cu aprobarea noastră astăzi vom ceda 10 acțiuni către comuna Măgura. Așadar, dacă sunteți de acord, vă supun spre adoptare proiectul privind aprobarea vânzării a 10 acțiuni deținute de județul Bacău la capitalul social, la al 10 CRAB Bacău, către comuna Măgura. Dacă sunt discuții, dacă nu... Domnul Ușor. O întrebare. Care este valoarea acestor 10 acțiuni? Valoare totală. În articolul 2 din hotărârea, care scrie în articolul 2, se aprobă cumpărarea 10 acțiuni de la județul Bacău, care reține un număr de 1.104.102.153 de acțiuni la SC Compania Așa, reprezintă 45 din capital socială, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 10 lei. Aportul numerar în valoare de 100 de lei aferent acțiunilor totale reprezintă un procent semnificativ din capitalul social. Mulțumesc. Și eu? Dacă mai sunt alte întrebări, intervenții, dacă nu vă spun spre aprobat, ce este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. De asemenea, următorul punct la diverse, în urma modificărilor legislative, venim în fața noastră cu aprobarea scrisorii de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere a companiei Crab Bacău. Deci trebuie actualizat conform legislației, înainte de finalizarea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, ceea ce va urma în perioada următoare, în următorul an, va trebui aprobat și actualizat această scrisoare conform ultimelor modificări legislative. Asta este sinteza și o supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține. Împotrivă. Nu sunt. La diverse, domnul Mihai vrea să mă uit. Bine? Domnule președinte, stimați colegi, cu permisiunea dumneavoastră aș reveni la subiectul mare sărbători de astăzi, sărbătoarea Limbii Române. Apreciez inspirată invitația pe care ați făcut-o distințului profesor, o sumitate în materie domnul profesor Dănilă. Și n-aș intra în prea multe amănunte, ci doar aș vrea să mă refer la cele două semnale de alarmă pe care consider că domnul profesor, cu eleganța pe care le-a obținut, le-a tras în expunerea prezentatului. Unul ar fi legat de scoaterea din programul de bacalaureat a subiectelor de limba română și al doilea semnal de alarmă tras de domnul profesor a fost cel legat de scoaterea din programa școlară a limbii române, din programa școlară a liceilor pedagogice. Amândouă mi se pare chestiuni extrem de grave, de neînțeles, care se întâmplă în anul când noi sărbătorim centenarul, nu că ar fi justificat în alt an, dar cu atât mai mult cât ele se întâmplă anul acesta. Trebuie să recunosc și cred că mulți dintre noi nu cunoșteam aceste aspecte. De adevărat, suntem obișnuiți cu oameni cu personalități importante în conducerea acestei țări, în fruntea guvernului, chiar în fruntea Ministerului Național, cu oameni pe care vedem că sunt certați cu limba română, dar n-aș vrea până acolo încât să cred că asta ar fi cauza. De aceea fac un apel. Și n-aș vrea să intrăm într-o dispută politică pe acest lucru. Fac un apel ca fiecare dintre noi să înțelegem gravitatea acestor chestiuni pe care ne le-a semnat domnul profesor și fiecare dintre noi să facem lobby pe lângă parlamentarii colegii noștri și aș vrea să cred că toți cei 14 parlamentari sau unisor din județul Bacău fac tot posibilul ca tot în anul centenarul aceste grave anomalii să fie lucrate. Mulțumesc! Da, domnul Președinte, mulțumim, este inițiativa unui coleg de-a nostru, eu am îmbrățișat, mă bucur că îmbrățișați cu toții. Este propunerea domnului profesor Cauti și frațele Cauti și prin avea cu această propunere. O să mai invităm și alte personalități marcante ale județului nostru cu diferite evenimente sau zile importante din viața comunității, în viața noastră la nivel național. Așa după cum ați văzut și dumneavoastră, domnul profesor a semnalat aceste probleme, deși deja există o procedură, deja Academia Română a luat cunoștință, a fost prezent aici domnul academician Eugen Simion, a fost la Consiliul Județean, am avut o discuție cu domnia sa, urmează, probabil în octombrie va fi din nou prezent în județul nostru, din câte informații am, și sigur că cred că aici vorbim la unison. Toată lumea va susține îndreptarea unor nedreptăți sau unor erori destul de grave referitor la așa cum spunea Părintele, la graiul. Mă opresc aici. Domnul Caulici, puțin, da? Vreau să fac o completare la ceea ce, chiar dacă am visit din sală. Deci, este un studiu în atenția celor de la conducerea liceului pedagogic, în cadrul orilor la dispoziția profesorului, CDS-ul, cum se mai spun, așa, mai ales la, și nu numai, chiar de clasa 9 până la 12-a, să se introducă o oră de gramatică, într-adevăr, este, asta se întâmplă de prin 2003, să știți, că e scoasă din primul. Și au multe ore la dispoziție. Da, au fost. Da. Au și ore la dispoziție. Unele licei au, de exemplu, liceul pedagogic din Cluj are așa ceva, au și metodică și toate astea. Dar acolo probabil există o anumită... Da, dar eu am înțeles tot de la domnul Victor, că am discutat înainte de a începe ședința și că cel puțin anul ăsta se poate o discuție cu inspectorul general, el fiind de aici, a fost directorul liceului pedagogic, și cred că se rezolvă treaba asta. Dar depinde de directorul liceului. Da, da. Dumnealui au făcut precizarea asta, domnul profesor universitar, în sensul că să se introducă în mod legal. Deci să fie toate liceele. De pentru obligatoriu. Stimați colegi, vă mulțumesc și vă dată la mulți ani tuturor celor care vorbesc limba oriunde s-ar afla.